Isabela Vasiliu Scraba, Pilda fiului rătăcitor. Moto: deosebirea spirit și corp, viață păcătoasă după necesitățile trupului și viață virtuoasă după necesitățile spiritului, este de origine greacă, fiindcă grecii au considerat cei din tâi materia ca element de corupțiune. Naionescu, Filozofia religiei, 1925, curs litografiat. Dintre Dasein și Existenz, cele două forme de a fi gândite de Martin Heidegger, autentic nu este Daseinul, căci el indică viața trăită după idealuri pământești, sub sugestiile mass-mediei, de omul aruncat în lume. Și după Carl Jaspers, a fi liber cu adevărat înseamnă a-ți asuma felul acelei existențe care implică cele mai multe riscuri, atât în planul raporturilor dintre om și lumea în care își simte libertatea îngrădită, cât mai ales în raportul om-transcendență. Dar nici existența autentică, posibil a fi realizată doar în lume, nu este scutită de riscul declasării în viețuire mărginită și contingentă, in bloßes Dasein, după expresia lui Heidegger, ceea ce s-ar traduce cu simpla viețuire în gloata oamenilor neiertători cu cei buni, cum scrisese Sfântul Arsenie Boca. Unul din reproșurile care i s-au adus cel mai frecvent autorului volumului Sein und Zeit, tradus prima oară în românește de Dorin Tilinca și Mircea Arman, București 1994 și Cluj-Napoca 2001, a fost acela că s-ar fi preocupat disproporționat de mult cu descrierea omului evoluat prin succesele tehnicii, dar în fapt involuat prin transformarea sa în număr, într-un ins anonim care fuge de propriul său eu, de o existență în conformitate cu esența sa numenală, cum au definit-o filozofii greci în antichitate. O ilustrare a prăbușirii din planul existenței autentice o poate oferi povestea celebrului tablou al Cinei celei de taină în interpretarea Sfântului Ardealului, care invocase această istorioară având a vorbi despre pilda fiului risipitor. Părintele Arsenie Boca spunea că aflarea modelului pentru Iuda, întunecat la chip, deci și la suflet, brăzdat de patim, vulcan de ură și de necredință, în exact același om, cândva un tânăr frumos la chip, bun, blând, cu sufletul mare și radiind de dragoste, care îi pozase lui Leonardo da Vinci în urmă cu 12 ani pentru Isus, ar sugera ideea că pentru Dumnezeu nimeni nu este pierdut. Oricât iad ar avea cineva în suflet, oricâte turme de porci ar avea zugrăvite pe obraz. Citat din Părintele Arsenie Boca, Omul zidire de mare preț, 2009. Referindu-se la existența autentică a unei vieți creștine, pe care omul o trăiește după necesitățile spiritului, Sfântul Ardealului sublinia că esențială omului nu este aruncarea în lume, modalitatea de a fi a Daseinului heideggerian. Esențială i-ar fi biruirea răului prin bine, dovedită prima dată prin viața lui Iisus Hristos. În interpretarea pe care a dat-o pildei fiului rătăcitor, Sfântul de la Sâmbătă scrisese că în timp ce oamenii obosesc așteptând întoarcerea pe calea cea bună a unui copil, frate sau altă rudă ce a luat-o pe un drum greșit, Dumnezeu nu obosește și nu descurajează. El nu-l crede pe fiul său, omul cu desăvârșire pierdut, și îl urmărește cu iubirea spre a-l întoarce acasă. După opinia marelui duhovnic martirizat de securisto-comuniști, toți oamenii s-ar putea recunoaște în acest fiu risipitor,
căzut de la cinstea de fiu al lui Dumnezeu până la rangul de porcar cu sufletul în zdrențe. La întrebarea de ce ajunge omul să piardă chipul de veșnic urmaș al lui Isus și să se înfățișeze asemănător cu Iuda la chip, părintele Arsenie Boca răspunde cu două căderi de răsunet, una scoasă din Scriptură, alta a vremurilor moderne. Prima este căderea în credințe rătăcite din cauza femeilor a lui Solomon, despre care se spusese că a fost unul dintre cei mai mari înțelepți fii ai răsăritului. A doua este renunțarea lui Faust la sufletul său, pe care îl vinde diavolului în schimbul unei clipe care să-i placă atât de mult încât să vrea să o înveșnicească. După cum notează faimosul stareț de la Sâmbăta și de la Prislop, în ambele cazuri desfigurarea sufletului omenesc s-ar fi produs după măsura dorințelor urmărite, căderea omului fiind pricinuită de căutarea fericirii în lumea simțurilor. Astăzi se crede, ca și în vremea comunismului, că turma oamenilor neiertători cu cei buni, cu cât este mai numeroasă, cu atât mai de încredere ar fi deciziile ei. Ori, turma de oameni, ca și turma de oi, este lesne manevrabilă pentru simplu motiv că, aflat într-o gloată, omul face abstracție de esența sa numenală. Apartenența la turmă îl face să uite că, acționând bine, face și voia Domnului, activând ambii poli ai adevăratei relații dintre om și transcendență, de care vorbea metafizicianul Naionescu la cursul său de filozofia religiei. În cazurile fără de legilor comise în gloată, se repetă la infinit tipul de om neautentic, insu care fuge de asumarea răspunderii deciziilor sale. Ca parte dintr-o turmă manevrată să acționeze la unison, omul se comportă ca și când ar fi doar parțial și doar împreună cu ceilalți oameni răspunzător de răul pe care îl face. În interpretarea unui discipol al inițiatorului școlii trăieriste, fiul rătăcitor ar semăna cu Faust II, salvat de Goethe în ultima clipă. Cumva la fel cu personajul goethean din partea a doua a poemului, fiul rătăcitor este văzut de filozoful Noica, asemenea omului care domină natura prin acțiunea sa. O atare perspectivă îl saltă deasupra fratelui rămas acasă, pe cel care risipește averea dată de Dumnezeu, fiindcă fratele rămas n-ar fi actualizat posibilul experiențelor îmbogățitoare. Trăieristul Noica îl compară pe fratele inițial cu minte și apoi trist că nu i-a fost răsplătită cu mințenia, cu oamenii mediocri triști că n-au păcătuit. Citat din Noica, Jurnal Filozofic 1990. La o mai atentă privire însă, vedem că lucrurile nu stau nici de cum așa. Fratele cu minte poate fi interpretat ca un om dornic de tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte, pe care le-a și realizat oarecum, neirosindu-și avutul, stând acasă și neieșind din cuvântul tatălui său. Realizarea modelului de viață ales n-a fost însă deplină, întrucât fratele cu minte percepe greșit schimbarea petrecută la întoarcerea fratelui rătăcitor. Întoarcerea smerită a fratelui îl duce spre greșeală, căci singur fiind, lui a lipsit acea alteritate oferindu-i posibilitatea verificării. În ciuda faptului că a făcut mereu binele, fratele rămas singur acasă nu a ajuns și la acea treaptă de perfecțiune a smereniei, sintetizată de vorba românească, fă binele și aruncă-l pe apă.
Văzând răsplata pregătită de tatăl lor, fratele, până atunci cu minte, crede în mod greșit că și lui binele se cuvenea să-i fi fost răsplătit. Dar nici fratele rătăcitor nu pare înțelepțit în urma experiențelor vieții, cum ar fi vrut să-l cvază Noica. Este doar oaia rătăcită de care se bucură păstorul care a găsit-o. Olga Greceanu considera că fractele cu minte l-ar reprezenta simbolic pe creștinul care păzește toate legile și e sigur de împărăția cerurilor, dar care, gelos, avar, meschin, nu înțelege nimic din bucuria celui ce renunță la viața păcătoasă și se întoarce la Dumnezeu. Citat din Meditații la Evanghelii, București, editura Sofia 2010. În interpretarea sa, Constantin Noica nu pune accentul pe anamnesis, pe amintirea locului de obârșie care îl face pe fiul rătăcit să-și amintească drumul spre casă. În 1944, filozoful accentua doar pe greșeala care, urmată de o sinceră căință, duce la abandonarea drumului greșit. Absent fiind momentul decizional, nu numai viața pe care fiul rătăcitor își risipește avutul ne pare aruncată, trăită la voia întâmplării. Cumva tot întâmplătoare, silită de strâmtoarea lipsei de bani, pare a fi și hotărârea de a se întoarce la tatăl său. Credem că tocmai lipsa deciziei existențiale de a abandona țelurile lumii devenirii ca să se îndrepte spre lumea numenală și să trăiască după necesitățile spiritului, îl face pe fiul rătăcitor din interpretarea lui Noica să fie îndeaproape înrudit cu Faust 2. Ar mai fi totuși de făcut o mică ajustare. Ajuns acasă prin strâmtorare, el se imaginează pentru viitor ca simplu servitor și nu fiu repus în toate drepturile lui. Acesta ar fi un indiciu în plus al lipsei momentului crucial în care decide să renunțe la o viață fără căpătâi. De aceea, acest fiu risipitor a fost comparat cu justețe de filozoful traierist cu personajul Faust ajuns la capătul vieții, ca orice om indiferent de felul cum a trăit. Pentru Goethe însă, Faust devenise un bătrânel care avea plăcerea, înainte uitată, de a asculta sunetul clopotelor bisericuței din apropierea casei. Sub asemenea chip, fratele rătăcitor nu mai este cel imaginat de Noica, omul care greșește și apoi se căiește spre a fi înțelepțit de experiența vieții. Cum bine sugerează Goethe, cumularea anilor de multiple experiențe n-au reușit să-l singularizeze pe bătrânul Faust până la sfârșitul vieții. Anii trecuți l-au transformat și pe Faust, ca pe orice vârstnic, într-un ins inerțial care ar vrea să tot trăiască. Faustului Goethean, moartea i s-a tras din sfera fostelor sale idealuri pământești. Goethe îl închipuie pe bătrânul Faust dat deoparte și în final suprimat de impersonalul proiectelor mari, atât de mari și de înalte, încât nu se mai uită pe unde înaintează, călcând peste cadavre. Față de asemenea hermeneutica antropocentrică, destul de sumbră dacă e urmărită în consecvența ideilor ei, interpretarea pe care părintele Arsenie Boca o dăduse pildei fiului rătăcitor deschide alte zări. Dizolvat fără de veste ca om număr în mulțimea informă a unei lumi globalizate, omul contemporan este nu numai aruncat în lume, dar și împotmolit în idealuri pământești.
În compensație, el speră că există pe lume boieri ai minții, inși iluminați. Succesul gnosticismului modern, inspirat de ideile lui Erich Voegelin, pe care Mircea Eliade nu le împărtășea, se bazează tocmai pe această credință în boierii minții, care s-ar sustrage manipulării mediatice și uniformizării gândirii. Omului număr îi place să creadă că niște elite luminate pot să aibă aceleași scopuri în viață ca și el, fiind totodată elite. El nu poate și nici nu vrea să-și închipuie că iluminații gnosticismului modern sunt dintre azvârliții în valurile lumii, tocmai pentru că și ei urmăresc aceleași idealuri pământești ca orice om număr. Mahatma Gandhi observase marea confuzie ce domnește în lumea occidentală, în care fiecare pretinde a poseda o conștiință iluminată, fără a se fi supus vreunei discipline interioare. Având în viață scopuri joase, deși aviz de noutăți pe care n-ajung niciodată să le digere, așa numiții boieri ai minții sunt, din păcate, comersați de idei înțelese pe sfert sau deloc. De aceea și plac mulțimii.